pentru că astăzi este 14-a 3-a și una din constantele fundamentale ale matematicii și nu numai, se numește pi, care are valoare aproximativă de 3,14, astăzi îl vom sărbători pe pi. Este ziua internațională a numărului pi. Pi este cea mai importantă constantă în matematică. Se folosește pentru a calcula area unui cerc și volumul unei sfere, dar și în alte formule științifice. Și elevii școlii gimnaziale Lucian Grigorescu din Medgidie l-au sărbătorit pe 3,14. Acestuia i s-a pregătit un tort și i s-a cântat mulți ani trăiască. Elevii școlii Lucian Grigorescu l-au sărbătorit astăzi pe numărul pi, care reprezintă 3,14 și cum suntem în 14-a 3-a, reprezintă primele zecimale ale numărului pi. Elevii s-au pregătit pentru această zi și pentru că științele exacte sunt materiile lor preferate, au participat cu bucurie la activitate. Fiecare a pregătit câte un material în care l-au prezentat pe 3,14 și au vorbit despre importanța acestuia. Astăzi am prezentat ziua numărului pi. Am făcut o prezentare în care am spus câteva curiozități și l-am arătat pe cel care a făcut noul record cu 5 trilioane de zecimale ale numărului pi. El este un număr irațional care nu se scrie sub formă de fracție. El se sărbătorește în multe școli. 3,14. Astăzi am sărbătorit constanta pi. Care este importanța acestui număr? Păi are o importanță matematică, mai ales în geometrie, la volumul și area cercului, cât și a cilindrului. Niciun număr nu a reușit trecerea de la mediul academic la cel al culturii pop, așa cum a făcut-o 3,14. Pi a inspirat cărți, cluburi și site-uri web care povestesc despre apariția ale simbolului în formațiuni noroase, dar și despre indicii legate de zecimalele sale. În secțiile de științe exacte din universități, ziua este sărbătorită prin câteva manifestări. Tot cu această ocazie, fast-foodurile pregătesc faimoasele plăcinte Pi-Pie. Universitățile americane au organizat un weekend special dedicat valorii de 3,14.